Tatan, tatan, tatan. Tatan. A, nu, stai că asta nu e melodia din Batman. Pe de sub e Lord of the Rings. Dar mi-am pus cam așa, cu Batman. Pentru că urmează un anunț foarte mișto. Zic eu, sper. Pe 2 martie, încă ceva, Cineplex și Batman. Recenzii filme cinema. Organizează o vizionare la The Batman. La ce puteam să... Adică, da, era clar. Probabil că pun și în titlu. O să, adică, deja organizăm, o să pun link-ul în... E link-ul în descriere și nu știu pe unde îl mai pun, poate pe Facebook și la comunitate sau în alte locuri acolo. Link-ul unde puteți să luați bilete. Ne vedem să ne uităm împreună la Cineplex, Băneasa, la The Batman. Nu știu ce mai are de gând și ce o să organizeze Marius de la încă ceva. Eu o să am o chestie a mea separată. O să fie niște tricouri de vânzare. O să fie și probabil 3 tricouri cadou, dar un concurs de fapt. O să facem o chestie, eu zic, destul de mișto, interactivă, în care o să vă dau să răspundeți, știi, gen ca un test. Dar nu e test. Gen, o să fie câteva întrebări cu ce... Credeți că, nu știu, va apărea Joker, va fi cameo de Joker, ce notă credeți că o să-i dau la sfârșit la cald, cum ies din cinema, știi? Și cele mai multe răspunsuri corecte, atâta nu o să mai dau alte, o să mă gândesc la alte chestii, știi? Cele mai multe răspunsuri corecte, primii 3 cu cele mai multe răspunsuri corecte, o să primească câte un tricou. Dacă sunteți la egalitate, o să primiți toți tricouri, asta e, o să ne descurcăm. Restul o să fie și cu vânzare, poate, o să mai vedem, mai vorbim. Dar ca idee, asta urmează să se întâmple, aveți link-ul dacă vreți să cumpărați bilete în descriere încă o dată și poate pe Facebook, poate pe comunitate și nu știu ce, cine vrea să vină, să ne vedem, să ne uităm la film, să discutăm înainte, după, să, na, tricouri cu Batman și recenzii filme cinema și nu știu. Și încă ceva, probabil, da? Hai, cumpărați bilete și ne vedem acolo, da? Mulțumesc foarte mult! Și vizionare foarte plăcută, să sperăm, la The Batman 2022! Pupa, da pa, da pa, da pa!